18, Iuda va citi câteva versete începând cu versetul 19 și vom conclude în versetul 31, pagina Sfânta Scriptură, 1011. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărăbiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și mingeau bube. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. De când era el în locuința morților, în chinul, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazăr în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazăr să-și moaie vârful degetului în apă și să răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta, fiule. I-a răspuns Avram: adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazăr și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Rămânând acestea între noi și între voi sub prăpastie mare, așa că cei ce vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: rogul de dar părinte Avrame să trimiți pe Lazăr în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă răbia cineva din morți. Amin. Între noi, seara aceasta e distanță de 10 cm. Ne-o prăpastie foarte mare. Întoarceți-vă stânga și întreabă și dați bune cu ceilor. Și ocupa și locul de bucată. Știți tablourile alea care le avem acasă, nerămate, colată, în aia groasă.
Și a făcut așa cum era atunci, ca în negru. A venit un fotograf și a zis că vrea să le facă color. Și de asta tabloul acela și l-a făcut color. Nu mai se mână acum. N-avea ochii, n-avea nimic. Ăla nu s-a uitat în ochii mamei să vadă ce culoare au. Și mi-a zis că mamă cu ochii albaștri, că mama are ochii verzi. Poți să le color mint. Foarte mulți tineri care s-au căsătorit, așa pot să-și dea seama. Sunt în America, până în Austria și până în Africa, foarte multe poze color mint. Ele sunt făcute în epoca aceasta a retușului, sunt făcute deosebit de bine și pe aceea nu mai seamănă cu realitate, nu? De aceea, întoarceți-vă cu toată dragostea la pozele alb negru, pentru că ele nu mint. În seara asta vreau să vă prezint trei fotografii ale unui om făcute alb negru de către Dumnezeu. Viața asta nu este nici urâtă, nici frumoasă. Viața aceasta este viață. Cine își imaginează foarte color, greșește, cine își imaginează negru, iar greșește viața pe care o trăim în viață. Cu lumini și umbre, culori frumoase, culori nepuțin frumoase, culori deschise, culori închise, tot făcubeul avem acolo. Dumnezeu face poze la un om. A început de tânăr și tot la fotografia și-a pus în albumul vieții celui om poze. Nu știți că și în seara aceasta Dumnezeu ne face poze. La fiecare dintre noi. Poze lui Dumnezeu sunt diferite față de ceea ce le facem noi, că Dumnezeu fotografiază și gândurile noastre. Fotografiază atitudinile noastre, fotografiază motivațiile noastre. De ce dăm 10 euro pe care îi dăm? De ce facem? De ce dăm telefonul la pe care l-am dat? Dumnezeu este specialist în a face poze care văd o realitate crudă de multe ori. Dragii mei, v-am citit istoria dureroasă a unui fiu lui Avram, ajuns în Iar. Nu-i locul fiilor lui Avram în Iar, dar vor ajunge foarte mult fiul lui Avram în Iar. Pentru că Dumnezeu este atât de drept încât nu va permite cuiva să-și aroge un nume. Să spune, eu sunt fiul lui Avram, eu sunt un om dintr-o biserică, eu sunt un om dintr-o religie. Pentru că mulți din ea vor zice, Doamne, Doamne, și mulți din ea vor striga Părintea Avrame și Iisuse Hristoase, că mă chinez grozav în lucrurile aceasta. Fiul Avram trebuie să stea în cer cu Dumnezeu, așa? Pentru asta a născut fiul Avram. Dar dacă prin alege ajung să stea în plătele iadului, a trebuit doar așa mâna. Dar să știți că de timp acestui om și ajunge a lui în iad, nu a început dintr-o dată. Nu există un om în biserică, un om într-o familie, auzim dintr-o dată de evenimente care ne șochează. A divorțat cu tare. Nu mai aveți ca plecat. Dintr-o dată ne punem, cum adică dimineața la ora 9 erau împreună și la ora 11 celor plecați să ia plecat. Ne gândim dintr-o dată la tragedia celor două ore, nu? Nu e adevărat. Poate că au fost 20 de ani în spate de minciuni, de răutăți. Auzim că cineva a plecat din biserică. După ce a crescut în Harul Dumnezeu, după ce a stat aici și a făcut un păcat îngrozitor și ne speriem cu toții. Cum s-a putut, domnule, că parcă săptămâna trecută, nu? Nu e adevărat. Toate au început înainte. Auzit despre un copil care a făcut rău părinților, societății, care dintr-o dată s-a răsculat împotriva, eu știu, a ceea ce Dumnezeu a lăsat. Și a făcut un lucru repetit. Și nu cum s-a putut să întâmpla, domnule? S-a întâmplat mai de mult, de fapt. Foarte mai de mult. De fapt, copilul acela a început pe care aceasta. E bine, nimeni nu ajunge în iad de astăzi până mâine. Nimeni nu ajunge din stare de har Dumnezeu, în stare de judecată Dumnezeu de astăzi până mâine. Căderile noastre sunt cădere în timp, cădere durată, ca și ridicările. Nu există pocăință instant, ca și nesul, cafeaua. Nu există pocăință să te scoli, să te culci nepocăiești, să scoli pocăiești mâine dimineață și pocăiești sigilat, cum zicem noi, pentecostal. Nu există asta. Asta e o prostie, e o chimeră, iubiții mei. Pocăința înseamnă foarte multe cădere și foarte multe ridicări. Pocăința înseamnă zile bune și zile rele. Și omul acesta spune cuvântul Dumnezeu și eu cred în toată inima că, de fapt, căderea acestui om a fost nuanțată încă din copilărie, deși avea foarte multe lucruri care trebuia să facă să țină picioare. Haideți să vă spun când îi face Dumnezeu prima fotografie. Era tânăr, în Matei, capitolul 19. De la versetul 16 la versetul 22. A fost prima fotografie făcută probabil într-o zi de bine. Când a venit la Domnul Iisus Hristos un tânăr. Era el, dacă vă gândiți seama. A venit cel mai promițător interlocutor pe care l-a avut Iisus vreodată. Nu l-ar fi ratat nimeni. Toți l-ar fi băgat în biserica lor. Și ortodoxi și catolici și pentecostali și baptiști. Cu foarte la Dumnezeu. Pentru că avea și de ce Domnul. Nu știu care familie l-a fi ratat să nu le-a de ginere.
să ai tu bani. Să Biblia spune despre el, să miră. Matei e atât de uluit. Iată, zice Matei, că a venit. Speria. Ăsta mai trebuia să vină acum. Ăsta avea toate motivele, toate aturile. Să fie un om sfânt. Și vine la Domnul Iisus Hristos și spune, bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și observați că tânărul acesta are motivația corectă, așa ce spune. Adică n-a venit să caute să scape din o boală. Vă rog să vă rugați și pentru mine. A venit la noi în biserică, în urmă cu câteva zile, o persoană bolnavă de cancer, efectiv i-a explodat partea aceasta de față. Ieșise la metastaze ganglionare complet. Era un cadavru ambulant. Și am spus, rugați-vă pentru mine, pentru că vreau ca să fiu vindecat. Crezi în vindecare? Cred, deci. M-am rugat pentru el, Dumnezeu, în clipa aceea mi-a spus, nicio șansă nu mai dau, pentru că sunt lăsă de frică. Trebuia să mă caute, chiar dat 60 de ani până acum. Tot să mă caute. Ce să te mai rogi? A venit la Iisus Hristos, de fapt, ca să fie vindecat. Vin la Iisus Hristos ca să ne însurăm, să ne mărităm mai bine. Vin la Iisus Hristos cu sufără de motivație. Caut că ciroza mă atacă, caut că plămânii mi-s terminați, caut că viața mea nu-i bună, că din divorț în divorț, că din adulter în adulter. Și îmi dau seama că-s de norocit. Și Domnule, mă bag cu Dumnezeu. Sau de frica iadului, că spun părinții, bă, te mănâncă iadul. Că nimeni nu te amenință cu raiul, să știți ultimul timp, mă, tot cu iadul. Dar nu de frica iadului trebuie să mă pocăiesc, ci de dragostea lui Iisus Hristos. Nu ca să, nu mă pervelesc în jeratic, ci ca să fiu totdeauna cu Domnul. Așa spune Sfântul Apostol Pavel, că asta este crezul nostru și dorința noastră. E bine, adu motivația corectă, să caute viața veșnică. Știa că nu are și știa că are nevoie de ea. Noi ne pocăim ca să căpătăm viața veșnică. Tânărul acesta a căutat viața veșnică. Nu să scape de ce spuneam. După ce a avut atitudinea corectă, observați ce spune Biblia despre că a alergat și s-a pus în picioare ziua miaza mare în fața Domnului Iisus Hristos. Cu reverență. Ăsta n-a venit ca șmecherul de Nicodim. Șmecherul de Nicodim noaptea. Era învățătorul articulat al lui Israel. Nu era unul dintre învățătorii lui Israel. Nicodim era cel mai mare învățător al lui Israel după terminația de la sfârșit. Dar când a venit la Iisus Hristos? Ziua miaza mare să-l vadă toți studenții lui. Să vadă pe domn profesor că se umilește în fața drugherului din Nazaret. Nici vorbă. După ce s-au culcat toți studenții și au pus în internat pe toți, a venit și învățătorul pe furiș. Și a stat lângă Domnul Iisus Hristos și a întrebat pe după colț. Ce aș putea o face ca să fiu mântuit? Și Iisus a vorbit de noi din nou. Și nu știu cât a înțeles din potim din asta. Dar nu, tânărul ăsta vine și bogat și om care postește două zile pe săptămână și care dă 10 ori din toate și n-a fost în viață lui la femeie, n-a văzut un film murdar toată viața, n-a jurat, n-a tras cu piciorul într-un câine odată, vine la Iisus Hristos și spune ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, motivație corectă și în genunchi în fața lui, el, în fața lui Dumnezeu. Un doctor în teologie probabil că era un om, un membru al Sanhedrinului, un om respectat în societate, se pune, se umilește în fața lui Nazaret. Matei uluit. A venit și la sursă corectă. Nu s-a dus la Petru. N-a zis că Petru, Sfinte Petru, ce să fac? Zic milioane de oameni astăzi. Ce să fac? Nu s-a dus la Fecioara Maria, nu s-a dus la Sfință, la icoane, la moaște, nu s-a dus la nimic. S-a dus la sursă corectă, la direct la Iisus Hristos, singurul, că numai numele nu este mântuire, spune Sfântul Apostol. În cadrul faptului Apostol, nu este alt nume dat oamenilor ajutoare decât numele lui Iisus Hristos, corect? S-a dus direct unde trebuie, la sursă. Nu aveți ca noi românii totdeauna ne face ca să facem fel. Pe aici, pe... și noi să știți că până la Dumnezeu primă lângă Sfinții. Întotdeauna. E legea asta. Nu există anume dată a Iisus Soare decât Iisus Hristos. Să putem să fim mântuiți. Și a venit la Iisus Hristos în momentul cel mai potrivit al vieții. Știți care e? Tânăre. Deci. Mizrat și bătrânii. Atunci să vedeți ce frumos e, că n-ai în biserică vreo 10 cu aparate auditive. Pocăiți toți într-o săptămână. E frumos și mântuirea celor bătrâni. Numai că Sfântul Augustin spunea că omul care se pocăiește la bătrânețe înseamnă că mai dă la Dumnezeu ce mai rămas de la satana. Știți? Asta a spus Augustin, nu zic eu. Toți vom fi răsplătiți. Toți vom fi mântuiți. Și cel care vine în ceasul 11 la vie. Ce seara așa, o oră dacă lucruri. E bună și ora, mântuirea la Ileus, dacă vă dăm toți. Vreau să vă spun că răsplătire ca cei care se bucăiesc la 17, nu o să aibă cum de aici, în biserică. Știți asta, credeți? Vă spune, vă garantez, stăm în particular de vorbă. Pentru că să vii cu Iisus Hristos cu tinerețea ta, ăsta e lucru mare.
Hristos pridobne ce nepromoșanie lițimere. Și doții. În lumea asta coruptă, păcătoasă și ficăloasă, iată-mă curată și curată de mine. Nu există răsplată mai mare și o să aibă la cuvânt pe cap, că nu se poate ține. O să-mi ia de-a două să ține pe mâine ca haine de el. Știți? A venit în tinerețe, nu când l-a lovit Parkinson, nu când l-a lovit alte boli, și a venit exact în momentul cel mai potrivit al vieții. Și acum întrebarea pe care o pun, de ce l-a respins Hristos? De ce a spus Iisus Hristos și parcă m-a spus odată că cei mai mulți oameni care au stat de vorbă cu Domnul nu au plecat în rai, ci au plecat în iad? Dacă omul acesta a venit la sursa corectă, dacă a venit cu motivația, cu atitudine corectă, la timpul potrivit, de ce l-a respins Iisus Hristos? Pentru că, în primul rând, n-a ascultat de Domnul. Și a spus Iisus că băi, cum ești, mă? Ții poruncile, toate, zici. Ce mincele noastre, ce ai? N-ai mințit niciodată, nu. N-ai gândit rău niciodată la nimeni, nu. Cu părinții cum stai? Foarte bine. Și nici nu-i spune Iisus relația lui cu Dumnezeu, că asta zice fiecare ce pornește personal. Și îl întreabă, relația cu oamenii cum stai? Orizontală, dintre el. Nu minți, nu furi, nu ești lacom, n-ai vorbit niciodată, nici măcar cu gândul, n-ai zis un ban murdar, nimic din toate acestea. Și zice, nu. Toate astea ne-am ținut. Bun, atunci Iisus Hristos, iubești pe ăștia? Da. Uite, vede destul, da. Pe toți? Pe toți. Nu nimic, dacă iubești și Domnul Iisus Hristos, arată. Vinde tot ce ai, fă chiar și dă-le banii lor și vină după mine de scurs. Tot, tot. La ăștia? La ăștia. Dar ce ăștia au muncit pentru a mea? De seară unde cinăm? Ce Iisus? Nu știu. Și ăștia cine? Să stai Petru, zice. Dar nu știe care. Și poate să fiu eu împreună? Adică, fiți atenți, că mulți s-au înțeles de aici că Domnul Iisus Hristos a spus, dacă vrei să fii mântuit, dă toată averea la săraci. E corect ce a zis Iisus? Îl înțelegeți așa? Da. Vreau să-L văd pe ăla care se poate mântui, dacă dă toată averea. Exact cum te atrage de șiretul, să ieși din noroi, să ieși afară. Nu. Iisus a spus, dacă n-ascult de mine, nu poți fi mântuit. Era legat de ceva. Știți de ce era legat? Slavă Domnului că nu avem 100 de mii de euro. Nu, dar nici nu e nevoie. A încercat să iei o singură monedă de 1 euro și să pui la ochi. Și vei spune cât mai aproape mai tare de ochi, nu mai pe soarele. S-a dus cu două monede de 2 euro și ai vorbit complet. Nu? Le ție nici nu-i problemă că le ții. Că mai vezi una, le ia propriile mai tare. Și te-ai vorbit cu 2 euro. Nu trebuie mult bani. Nu? Tu trebuie să nu te desparți de lucruri prinse în urechea, apoi poți să zic lucruri mai runde. Nu e o problemă. Nu știu care a citit orașul cu Staupină, în Mihail Sebastian. S-o citiți o carte excepțională, mai ales pentru tine. O găsea un personal de acolo, unul buză. Așa zice că pe personal, dar s-a rastră. Cu chipiul ăla, țineți minte, chipiile alea de la școli generale, la licee, chiar la problemă, cu număr aici. Aveau și tătele, erau sărat. Și ce făcea buză asta? Ce joc avea? Seara mergeam foarte de la vară să plimbau toți oamenii cu domnii, să plimbau fortificatorul orașul Brăila, iar se întâmplă tot pe și mulți au luat o monedă de 1 leu, din aia singură, și stătea prin spate. Și când trecea un domn și o doamnă, nu mai arunca așa, pe în semn întunericul ăla arunca, plin, tu nu vreau cum să de monedă. Și ce buță, să vezi cum se opreau ăștia. De la tine o crezut, nu știu ce te la mine. Se departe de la mine o crezut. Și atunci dă-te la căutați. Ce în vara aceea am pus în genunchi jumătate din oraș. Să fi văzut pe prefect. Că numai la Zabrân am pus și prefect. Zice, o chema pe polițai să ție la tine, dar să vadă de pe polițai. Părintele și zic că să pui tu, ca și elev de liceu, să pui jumătate din oraș în genunchi, în topară. Uleuțu, mă, că doar știa clar că nu sunt mă mare, că s-o de plin, nu? E clar că nu știe ce ce. Ei, mulți stau în genunchi după ea. Cling, cling. Toată ziua, bună ziua. Nu reușesc să ne despărțim de ce avem. Că asta e problema, nu de bani. Nu vorbesc numai de bani. Dar ținem așa de ele, de lucrurile acestea mărunte ale vieții. Și-a plecat de la Iisus întristat.
Nu mă pot pocăi din cauza poziției sociale, din cauza diplomei, din cauza femeii că nu mă lasă, din cauza copiilor, din cauza lumii rele, din cauza faptului că trebuie să mai șmecheresc câteva bănuțe, că nu mă pot pocăi, nu mă pot apropia de Iisus Hristos cu toată inima mea și țin de ele, de rădăcinile astea în vieții. Și Iisus Hristos îi face o poză. Dumnezeu din cer. Refuzând de tânără împărăție. Asta a scris pe spatele pozei. Nu că să scrie așa pe spatele fotografiei. Să vezi ce s-a întâmplat. Refuzând de tânără împărăție. A doua pasă, a doua poză care se face la tânărul, la omul acesta deja era mai târziu în viață. Și dacă ne ducem puțin în Luca capitolul 12, citim de la versetul 13 la versetul 21. Poza numărul 2 acestui om. Acolo cunoașteți întâmplarea asta, pilda bogatului care era din țarină, tot ea lui. Nu era bănuță ea atunci. Era bogat, deci avea multe bogății. Avea foarte multe bogății. Și ani au trecut. Și bogăția ar fost să fie mai mare și bogăția s-a mărit. Și omul a mers tot mai rar la biserică. O să vedeți și adevărul mare vă spune acum. Să nu cumva să credeți dumneavoastră că ceea ce simțiți acum la 19, 25, 34 de ani, veți mai simți și la 50. Nu. Nici vorbă. În seara asta care pleacă nemântuit, în seara aceste de aici, zicând că va mai fi o seară, probabil, va ajunge să-și dea seama, de fapt, de viața asta crudă, care va face să fie mai betonat față de Dumnezeu. Cu inima mai slabă, cu inima mai puțin apropiată de Dumnezeu. Uitați-vă ce vă spun. Petrecerea anilor, trecând anii, nu vă veți face mai bun. Vă veți face mai răi. Nu credeți? Nu. Veți cânta tot mai puțin în biserică. Veți iubi tot mai puțin, veți dărui tot mai puțin. Veți fi sensibil tot mai puțin. Pentru că viața e rea. Viața e crudă cu noi și ne obligă la lucruri care nu ne plac. Nu suntem mai buni, nici vorba nu sunt. Nu vom fi mai buni. Nu s-a făcut mai bun de fel. Și cuvântul Domnului spune că au trecut ani peste el și din ce în ce tot mai rar merge la biserică. Și la un moment dat a venit un revelion, o seară de an nou, schimbau anii cu un barnavian și se gândea cu satisfacție la 52 de ani că s-avea acum să zicem. Parcă ca prin vis că la 22 de ani a stat în genunchi înainte de Iisus Hristos. Deci mi-a aducea aminte că Dulgherul din Nazaret, fiul Dulgherul din Nazaret, răstignise. O să poveste ciudată despre că plecase și după cer. Probabil că auzise multe din lucrurile acestea, dar el era tot mai rar la biserică. Se îmbogățise și nu mai avea după ce să meargă. Dragii mei, dumneavoastră, nu vă vine să credeți tragedia românilor noștri. Tragedia românului care s-a lăsat de Iisus Hristos pentru că are o mașină mai bună, o casă mai bună. Nu vă vine să credeți lucrul dracului ce s-a întâmplat cu creștinătatea din România îndepărtată de Dumnezeu pentru ce? Pentru niște lucruri care vor arunca. Deci omul ăsta era unul dintre oamenii aceia care credeau că dacă are ceva, lucrul acesta dă fericire. Nu se căsătorise. După cum îmi dau seama aici în Biblie, nu văd căsătorit pe ăsta. Vorbește numai cu el. Dacă te căsătorești nevasta, oricum mă necază, îți aduce, dar să ne vorbesc după aceea câte pretenții are. La un om zgârcit ca el. Un om, ce mai... Poate mai vezi și niște prunci, nu? Dacă mai ești nevastă. Și ce mai trebuie altfel? Adică să mai împart și cu altul ce altul. Și dacă mai ai și o femeie din asta care, eu știu, tot ce-i văd ochii trebuie să-i cumperi, să duc banii din pe degete. Și nu s-a mai căsătorit. Stătea liniștit și se îmbogățise și lumea numea de scutăreți. Nu este așa? Așa numim noi românii. Nu există cuvântul oribil, spune Nicolae Steinhardt, decât cuvântul descurcat, atât descurcat. Verb. S-o să fie verbul atât descurcat. Bă, ce s-a descurcat, mă, asta? Cum o strâns fier? Sau cum s-a descurcat în viață? Se descurcă oamenii. Se descurcă și ce modele avem noi și cum stau oamenii să gândesc și cum îi numesc de... Mă, să ne vorbesc tragedie din casă. Păi mă, te uiți la soțul tău și lucrez. O nenorocit de om, mă, uite la vecinul nostru, o să descurcat, mă. 3 ani s-au dus, mă, pune s-au dus, mă, dar te rog, voi la tine,
Stai pe 3 milioane jumătate acasă, poți să fie eu. Nu e bun de nimic, că spun eu, dar știu că eu m-am căsătorit cu mine, dar nu știu de ce m-am căsătorit cu tine. Copii, uitați-vă ce catastrofă aveți cu numele de tată. Un handicapat care prin grafele vă este soț, vă este tată, nu care nu se fi descurcat. Mașina lui e cea mai nedescurcare. Asta mașină în zona de tot fii poripară, e voios, așa. N-a niciun fel de talent, sfură e noaptea, nedescurcăreți. Vezi pe alții că-ți miroase frumos, că astea se descurcă bine, câștigă bine, e partea toată. Nu? Ei bine, omul ăsta era mulțumit, oamenii era seara de anul nou, de Revelion, toată lumea cea, la mulți ani șeful. Sigur, când ai bani, ai și prieteni, nu e. Când nu mai ai, să duc și ei. Și toți se dădeau telefoane și ce bine pare și toată lumea, nu sfârșit. Să nu-ți ia bine. Era hotărât așa ca să petreacă bine seara aceea. Și-a făcut salată de bioc, singur și-a făcut-o. A tăiat un castravet de murat. Și cam atât. A tăiat cu bulețe mici, zise restul mână în dimineață. Mânca bine, cu salată, zis, puțin ghim, frață petreuși, vale de jelie, cu trea în minune, moderație. Și Dumnezeu numește, cum o numește Dumnezeu? Cum? Noi nu avem voie să spunem la nimeni, că mi-a spus Biblia să nu spune la nimeni nebun. Mă rog, o spune Dumnezeu, nu știu ce cauză, spune El. El ne învață și El nu ține ce zice. Nebun. Dumnezeu știți ce l-a făcut Dumnezeu nebun cu omul ăsta? În cauza la trei lucruri. Și cine le face, e nebun. Nu l-am o spune ce Dumnezeu. În primul rând, omul ăsta n-a făcut diferența, n-a făcut diferența dintre dar și dătător. Și ce zice? Ți-ai strâns sufletul al meu, ai hambare multe, hambarele mele, casa mea, mașina mea, bogățiile mele, viața mea, totul era a lui. Observați? Totul era a lui, că se născuse cu el. Venise pe lume cu el, le moștenise. Și omul acesta în fiecare zi zicea, al meu e tot. Și Dumnezeu îi spune, nu, al meu este tot. Sunt oameni nebuni aceia care toată viața lor se uită numai la dar. La sănătatea mea, la banii mei, la familia mea, la mașina mea și uită de dătător. Că darul vine și pleacă. Dătătorul rămâne veșnic. Privind toată ziua numai aici, pe pământul acesta, ca și porci, scuzați-mă, că la te urci în prun și le scuturi prune și mănâncă sub prun prune, niciunul dintre ei nu ridică flitul în sus. Se vadă de unde cade pruna. Numai aici stăm. Agățați că ni se cuvine. Ni se cuvine să avem familie, ni se cuvine să nu fim în salonul cu arși, ni se cuvine să avem minte întreagă, să avem haine, ni se cuvine să avem mașină sau bicicletă, ni se cuvine aceste lucruri nouă. Și ne urcăm în pat fără să-i mulțumim și ne culcăm în Dumnezeu și mai trece un an fără să-i mulțumim și trece o viață fără să-i mulțumim și omul care pune preț pe lucrurile acestea și nu pune preț pe el care le dă. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel, ce avem noi, ce aș fi avut eu? Să nu fi privit omul acela nebun, dar nebun nelegat. Diferența dintre dar și dătător omul acela. În al doilea rând, n-am făcut diferența dintre trup și suflet. Zice, mănâncă sufletul meu, bea sufletul și găsele. Mănâncă salată de ori sufletul. Mănâncă. Și spunea că de trei ani dorzi într-o poezie. Voi numai că în viața aceasta vă îngrijorați și vă vedeți ca și cum ar fi doar trupul. Vă are suflet. Nu aveți. Dragii mei, dincolo de trupul acesta al nostru pe care îl îmbrăcăm, îi dăm să mănânce. Îl îngrijim așa de mult încât nu ne mai rămâne
Știm pentru multe lucruri. Avem un suflet care trece. Atât de mult preț punem în trupul acesta și cum mă duc atât de mormântare, știți ce spune în casă multe? Frate, zice, scurt cu el. Că mi-era să greu. Aici odihnește nu știu cine. Nu merg. Ne scăpăm repede de ea. Zic despre trupurile noastre. O singură boală să vină. Indiferent câți bani ai. Indiferent câte diplome ai și indiferent câte ești. Când ai ajuns în spital, îmbrăcat într-o pijama a spitalului și să speri o asistentă la tine și să fii ultimul om, îți dai seama de toată că indiferent din ei, nu mai contează. Crezi asta? Crezi așa? Au oameni în pneumonie, ei, tatăl meu a fost foarte bolnav, vreo 6 luni de zile acum, a fost la urologie în Oradea, internat și operat acolo. Mă duceam la urologie dimineața și să vedeți acolo, că acolo, știți, pe saloanele alea, se pe omul cu pungile după ei. Tot și le-aș pungeau pungile, că nu, nu și nu, știi, își puneau halate peste ele și... Unul dintre ei care lasă la omul tata zice către mine, domnul zice, nu cunoaște oameni, că zic, nu. Știi cine a fost, zice, eu nu știu, mă uitam la punga lui, că era pe genunchi lui Dumnezeu. Deci eu am fost șoferul, nu știu care, comunist, mare șef acolo, în desul Bihor, unul Bihor, 123, nu cam așa erau numele, cu trei cifre, daci negre, că țineți minte, ne bătrâni. El fusese șoferul ăla. Acum a avea punga, dar totuși mândria lui, eu sunt aici, a fost cineva în viață. Asta, domnule, că e pe jumătate punte de acum, ce mai se popere? Lasă că ești cu punga după tine. Avem o mândrie așa noi. Și face, nu face diferența între suflet. Spuneam odată, poate tot aici am spus că de multe ori dăm la câinile de acasă de mai multe ori să mănânce. Sau purtăm de grijă mai mult la câinile de acasă decât la sufletul din noi. La câine dai să mănânce de două ori pe zi, dar la câine la trup nu facem lucrul acesta. Unde am rămas? La câine. Și sufletul e condamnat să fie veșnic. Că vă place, că nu vă place, sufletul acesta va fi chinuit sau binecuvântat. Trupul de ferici. În al treilea rând spune cuvântul de Dumnezeu că omul acesta a fost făcut nebun de Dumnezeu, că a confundat timpul cu eternitate. A zis, mănâncă sufletul meu, bea și veselă, că te-ai strâns pentru mulți ani. Și toată lumea spunea, la mulți ani și eu. Dar lui nu mi-a rămas peste la mulți. Nu mai rămas tare puțin. Și a zis, aici sunt veșnic pe pământul acesta. Nu e adevărat. Aici ești foarte trecătoare și foarte trecător. Cei mai mulți dintre dumneavoastră mai aveți de trei maximum 40 de ani. Maxim. 40 de ani e zero, generat. În care urmă și mereu, îi cunoașteți asta. Numai numele de doctor mai aveți în agenda. Oare care e nebunul și care e înțeleptul totuși? Că tot mă gândesc la lucrurile astea. Când acolo la spitalul din neuropsiatrie la Ștei, acolo merge pentru că am înființat prima biserică din România, într-un spital de neuropsiatrie. Tatăl meu a lucrat acolo de multă vreme. Și era să zic că scubri de ei. Mi-a fost drag de ei. Sunt oameni excepționali, mulți dintre ei. Mulți s-au spus și acolo. Am atât de mult. Tata m-a luat pe la serviciu. Era infermier. Acolo, de toată parte de poliție, a lucrat acolo mult vreme. Erau 250 de clienți. Și după aceea mergeam așa cum mergem cu biserica și le ducem sandwich-uri și una altă. Le-am cumpărat halambe, le-am cumpărat farfurii din astea de tablă, pentru că cu celălalt își dau în cap să taie. Și furculițe și limburi și una pe căi acolo. Eu m-am dus cu niște sandwich-uri, mi-am pus mașina acolo și vine unul pe căciuliță acolo vine și zice, ce tu ești, zice, cu dână țigară. Zic, na. Dar tu ești pocăit atunci, zice. Păi zic, ar trebui, ar zice, pocăiesc cu mânt, nu, că zice, eu. Ești cu ei care ne dau nouă semnice pe acolo, da. Deci, dar nu ești popăloar. Mi-a dat zi. Atunci ești om înțelept. Nu e obligatoriu. Nu toți. Ce nu-i așa spune-mi atunci la întrebare că ești popăloar și înțelept.
Nu așa că cei mai mulți de bun zice, nu stă aici, în chiș, ci să fară. Normal că prima dată când a auzut chestia asta, vin să strigi, mă, domnule, voi sunteți, și să fac injecții în continuare, de orice cum trebuie. Zice, așa zice. Cei mai mulți sunt afară, numai noi suntem aici mai puțini. Și m-am gândit așa că, într-adevăr, că nu poate să fie normal la capul ăla care dă lege în Parlament să căsătorească Gheorghe cu Iorghe. Nu? Nici la care merge cu 200 km pe oră și omoară 4 copii pe trecere de pietoni. Poate fi normal. Poate fi normal femeia care se duce și să-i se scoate pruncul din pântece și să-i bage în chiuvete că nu moare? Nu cred. E nebună de legat. Poate fi normal omul care are 200.000 de lei sub pernă copiilor și șase soția și-o bate cu capul de masă și ia banii copiilor și bea pe toți și eu îi dau lui bani de cizme la copii și îi bea pe toți? Ăla e normal? Poate fi normal tânărul acela care ia cuțitul și bagă taică-sul de 10 ori? Poate fi normal fata aceea care și-a copilul după ce l-a născut din cum l-a născut și aruncă la porc și ne scrie în ziare în România că îl mănâncă porții din curte? Vreau să vă spun o veste foarte tristă. De fapt, omul fără Dumnezeu e nebun. Pentru că spune psalmistul clar. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și indiferent de Biblie, indiferent de le avea acasă și nu le trăiești, indiferent de dincolo ne ai, indiferent cât mult bani ai acasă și frumusețe, indiferent de cât crezi că ești ceva, fără Dumnezeu omul e nebun și nebun de legat. Vine de nicăieri și pleacă spre nicăieri. N-are niciun scop în viață, dar așa la niciun. De fapt, omul fără Dumnezeu e nebun. Biblia spune, nu spune. Nu-ți vine mintea la cap decât când te pocăiești. Atunci îți vine toată mintea la cap. Până atunci, nu e decât cel din Gadara care se taie toată ziua și locuiește în pământ. Dumnezeu nu obligează omul. Dumnezeu îl face pe om om. Satana face animal. Fără minte. Rătăcind de acolo și în coace. Dumnezeu îi face o poză la asta. Un reveion ce începuse bine. Și a făcut nebun. Am ajuns la textul din seara asta, tot el, dar știți câteva minute mai târziu deja. Că ultimele două poze s-au făcut cam repede, una după alta, era album deja. Și pe poza a treia scrie Dumnezeu așa, veșnicie cu foc, fără orolaci. Povestea lui începuse cu Lazar, că aici era problema. Da, hai să ne întrebăm acum, vreau să știți povestea cu Lazar, nu cu mămosul. Că Lazar ședea la poarta lui, dar începuse necazul, înainte cu săptămână. Nu m-au venit să faci casă, să-ți faci trepți frumoase cu marmură, să aranjezi niște arbuști acolo în fața casei, să spui lumină din aia care se aprinde când trece omul, să le faci pe toate și ding-dong, și să stai în casă liniștit și nici doar să vină slujile să zică șeful, necască casa. De ce? Ce unul Lazar, ce pătreți? Deci e miroasă din nu se crezi. Miroase, pe aruncat în stradă, l-au aruncat, l-au dat pe trețe jos, iar au venit înapoi, dar să vedeți necat la două zile, zice, nu vin la altă sigur, toți câinii capieți, mă treți cu el, și lini bubele. Adică când să te trezești, așa liniștit, să n-ai probleme, să știi că toată viața ta e bine, toată săptămâna și Crăciunul l-a stricat tot. Nu, mai du-te, e frica ca afară, mai du-te cu necazurile tale, cu cei și nici ei spinte, că ai fi vrut să le iei la Crăciunul la biserică, așa mai cap de ochii lumii, să-ți plimbi și tu ghiurile, mașina, ce ți mai ai un costum de, nu știu cât de sute de coco. Și te duci așa, nici, așa cum ei spinte, că nu iau la biserică, nu mai duci. Gunoi în față case. Eu chemam pe cei de la poliție, nu au venit, eu chemam pe cei de la ecarisale, cu câini. O zi, măcar îl ia cu câini cu tot. Și Dumnezeu tu zice, așa au trecut niște necazuri peste, dar pe el cum îl chema? Că ăsta chema Lazar. Pe el cum îl chema? Gioie, nu? Ianuș, cum îl chema? Ziceți.
Nu îl cheamă nici cum. Știți de ce? Pentru că omul fără Dumnezeu nu are nume. Nici nu contează cum îl cheamă. Pentru că omul fără Dumnezeu nu are niciun număr. Și nu e decât număr. Număr de statul. Număr pe certificatul de naștere. Număr pe buletin. Contul numeric personal. Atâta poate să ne dea. Pe certificatul de căsătorie, certificatul de căsătorie, numărul. Certificatul de deces, numărul. Numere sunt el. Numai cine o are pe Iisus Hristos are nume. Pentru că spune, eu sunt păstorul cel bun. Eu cunosc oile după nume. Aleluia, nu după număr. Dar nu are, zice, am 500 de oi. Domnul știe pe nume pe toate. El spune, o am pe Ioana, pe Gheorghina, pe Gheorghe, pe Vasile. Bă, ăștia i-am. Ăștia să-i mece, Domnul, și-mi vor fi o pomoană în ziua aceea. Aleluia, glorie lui Iisus Hristos. Și vine Lazar la poarta lui și hotărât omul și nu era de o fărâmă de pâine. Acum am ajuns înapoi la tinerețea lui. Credeți că dacă ar fi avut atunci în 21 de ani, 22 și era Lazar la poarta lui, credeți că n-ar fi venit până afară să-i dea o bucată de pâine, să o bage măcar la vacă, acolo să-i ia vacile în spate, în graș? Eu vă spun că ar fi făcut 100% de mine. Dar să betonase de timp. Inima asta nu era inima aceea de la de tânăr. Pe ce trec ani nu ne facem mai buni și nu reușim să ne apropiem mai tare de Dumnezeu. Seara de Revelion, salată de beau, vin, vale de jelie. Dumnezeu nicăieri. Mănâncă suflete, bea suflete, tot e bine. Este unul, nu dacă m-a spus despre el, un personaj, un prieten al meu. Atâta se râde el de mine că se opocăie de numai, nu am văzut colegi. Are mașină din aceea vara decapotabilă, la motor. Toți suntem îndrăzniți când o vedem, dar să mai facem niște mișcări. Motor de 3500. Fiind jos. Atâta râde el de noi, suntem o câțiva care a fost colegi. Noi ne-am pocăit o parte, el a rămas așa. S-a dus și a agonisit cât a putut. A strâns omul. Bă, l-a căutat poliția de o țară banală, dar o strâns. Are case prin toată zona, de iusului, bogat, tot ce trebuie. Și care e plăcerea lui cea mai mare? Să vină în fața bisericii noastre când avem program și în tot portbagajul nu are decât o singură boxă, singură incinte în aia acustică. Câteva sute de bați. Părerea mea că și Billy Graham poate predica în mod stadion, deci are în portbagajul. Și pune să auză și noi pe copilul minune cântând în fața bisericii. Asta e vorba lui. Mi-a spus la ușier, se zgârie mașina, se dea cu pietre, că se curacă pe toată, că să ne apărăm și noi cumva. Iarna trecută, eu mă turam zăpata. Administratul mi-a spus că pleacă de la mine sau la mic și m-a salutat. Mă turam cu aia, cu o lopată mai mare. Apare el! Cum apare, pune frână, oprește mașina, muzica, muzică, șeful ce faci, zice? Faci oameni de zăpadă? Hai să vezi, mă duc la gard, cum eram așa înghețat și supărat. Și eu zic, ce zici mașina asta? E nouă, Ford Mustang, deci doi care au urmă parte, în față, 5.000 centimetri cub, 25% benzină. Când am auzit, am fost terminat. Mi-a cumpărat pe mâine acolo, zice, mai am acolo și acolo, eu te zice, ce am acum, ce mi-a mai trebuit? Un cancer, zic eu. O amit ca zăpata și el, se putea cu zăpata. O plecat în jurul lui. De fapt, ce tot mi-a trebuit după toate ceaia ți-a agonisit acum în sfârșit? Bea suflete, veselește de că se strâns pentru mulți ani acum. Și ce fericit a fost ăsta noaptea aceea când a venit și a spus slujile în ajunul Revelionului. Și a fost și ne-a scăpat de gunoi. Vă cu frică acum. A murit Lazar. S-a dus. O îngropat pe cheltuia la primărie. Am zis, lasă-mă că vine lume de aurolaci. Din nevrednici. Am început să-l înțepe la inimă. Nu știu, așa ziceam niște de confiansări. Parcă transpir așa rece. Nu știu ce ceva e. Chema doctorul, pe la 10 stare sunt lucruri mele. Dar Biblia spune, cu vremea a murit săracul. Dar cu vremea, că există o vreme, nu doar că a murit și... Diferențe uimitoare. Unul a murit pe stradă, de câini, de suflat câinii, l-a dus la o gorobată pe de la primărie, la cimitirul de săraci, între spini, și celălalt în spital de lux, dus cu urgență, cei mai buni doctori au venit, au putut să-i facă ceva. Banii nu scumpe de sănătate, niciodată. Scumpe medicamente, clar. Și medici scumpe.
o sănătate. Am murit amândoi și problema a fost că s-a întâmplat ceva. Și aici se sfârșește povestea noastră, ultima poză. Nici măcar nu a fost poză făcută în viața asta. Și a fost dincolo. Foc. Uitați-vă ce vă spun. Uitați-vă bine stânga și dreapta. Pentru că dacă veți ajunge în cer, promit în numele lui Iisus Hristos că nu o să-L mai cunoașteți un lucru. Și de ce? Primul lucru care ne este ia din cap de aici este memorie. Cipul de memorie. Pentru că dacă avea memorie, ne va duce aminte de rămas de acasă, mulți ne mântuiți. Și mama și tata și copii și-au rămas jos. Cipul ăsta se scoate afară. Știți care credea să ia lui cel mai mare? Vreți să vă spun. Că se lasă cipul de memorie pe locul lui. Știți asta? Să duce aminte. Atât de activată va fi memoria aceasta, încât, atât de activă va fi memoria aceasta, încât va fi ceva de speriat. Îți vei aduce aminte lucrurile pe care le-ai uitat. Toate îți vei aduce aminte. Îți vei aduce aminte fiecare program de biserică pe care l-ai avut și n-ai venit la el. Și joile toate îți vor veni în cap. Și miercuri de rugăciune. Toate îți vor veni. Așa v-a lăsat Dumnezeu o memorie dozată în iad. Minunată memorie de iad. Că îți vei aduce aminte toate predicile pe care nu le băgat în seamă. Toate versetele biblice, toate cărțile care le dau o parte și nu citit. Toate cântările care le vei cânta și nu le vei cânta, toate îți vor veni în cap. A ajuns în iad și a făcut trei lucruri pe târziu. Știți care? Prima dintre ele s-a rugat. Rogu-te, Părinte, Avram. Dar din iad te rogi. Dar n-ai avut vreme că te-ai culcat, scuză-mă, nici animalele nu se culcă așa. Vacile noastre, al soprului meu, știți cum se culcă noaptea? Să pun în genunchi și să pun în găiață. S-o obosite de la timp, te tragi de la flut cu el. Când nu mai pot boi lui vecinul meu, știți ce fac? Nu mai pot. Să pun în genunchi. Dă-ne mea lucru de om pe ei, dar el nu mai poate bou și atunci să pune în genunchi. Ca animalele știu lecția pe care noi oamenii, creatura, creatorul crea suntem noi, că noi dăm și noi, facem, creăm multe lucruri. Noi nu le știm să le facem. Din iad să te rogi. Crezi că te mai ascultă cineva din iad? Sfârșitul tuturor rugăciunilor este când ai închis ochii. Și ultima rugăciune pe care o rostești este clipa morții. Alta nu mai are valoare. Și și asta trebuie să te gândești. A mai făcut un lucru târziu. Și a ridicat ochii în sus. Din iad să le ridici ochii în sus. N-ai avut vreme că de ani de zile, de 20 de ani tot auzi predici, ridică-ți privirea în sus. Lasă pământul ăsta nenorocit și gunoios și păcătos și rău, ridică-ți privirea în sus, omule. Ridică-ți privirea spre Dumnezeu că mai este ceva dincolo de bucătărie și de frigiderul la care tot te-a rogi toată ziua. Mai este ceva dincolo de hainele astea pe care fugi, după copiii pe care vrei să-i îmbraci și să-i faci nu știu ce. Mai este dincolo de serviciu pe care l-ai, de mașină pe care o speli și o aranjezi toată ziua și tot o schimbi în fiecare an, crezându-ți că va fi ceva mai bun și mai bun și mai bun. Este ceva dincolo de noi produsele pe care le schimbăm, nu că-s mai rele, ci vor apărut altele mai bune. O să ne le bage Dumnezeu pe gât într-o zi toate, că am putut să faci atâtea lucruri și nu le-am făcut, cu banii cei pe care îi părpădim și să duc pe lucruri de nimic, care așa mai valoare. Știți asta? Nu credeți, așa? Dragii mei, am mai făcut un lucru prea târziu, s-a pocăit. Rog de Părinte Avrame, am 5 frați acasă, ce să meargă să facă 5 frații cu bogățiile lor? Am îngropat vreo 200 de oameni până acum pe nimeni cu mobila, nu l-am băgat în groapă. De lucrul tău altul se va bucura. Pe tine uitarea te va aștepta. Chiar dacă ai semănat, nu vei ceva, dar ce lui Iisus te văd asta? Știți cântarea asta? N-am îngropat pe nimeni cu mobila. Aici lași tot. Că vin babele la mormântare și zice, cât o fi lăsat ăsta? Dar tot o lăsat, băi, cât o lăsat. Nu duce nimeni nimic cu el. Absolut nimic nu duce de aici. Și a făcut Domnul o poză în ea. S-a pocăit. Du-te la ei cei frații mei, nu să se ducă la popă, că popii rezolv multe. Și pastorii. M-am dus în locul unui pastor, într-o zi, într-un vârf de munte și m-au așteptat vreo 10 oameni în fața casei și au zis, frate Costan, vedeți acum că
să nu cunoașteți păsări în mormânt, dar zice, acum nu v-a mâncat să lăudați, nu prea pot un frate cum trebuie. Și că au avut asta de boli și probleme, nu mai lăudați, că nu au avut, că o fost hagi dudose din toate punctele de vedere și o zgârcă și un toate fost pe mâncă. Dar zic, băi, am venit 50 de km să laud un om, chiar vreau să vă așa. Eu trebuie să fac lucrurile astea, să laud. Dar Dumnezeu trebuie să spun un cuvânt bun despre tine. Eu trebuie să spun un cuvânt bun despre tine. Eu sunt subiectiv. Mie dacă faci bine o viață întreagă, te poate uși să-ți mulțumesc. Dar nu altă, nu poți face bine, nu se pare rău. Că apărați pe vestul. Memoria noastră e scurtă. Numai iar va fi memorie puternică. Dar acum a noastră e măruntă, așa. Ce vei zice în seara asta? S-ar putea ca viața ce s-a povestit-o acum de luat în poze, Dumnezeu face o poză în seara asta. Și mi-a făcut și ție una. Ești la începutul vieții, prima poză ce-a făcut. Știți cum vor evolua viața în noastră? Eu vă spun cum va evolua viața, cum vreți voi să fie. Dumnezeu nostru va fi mare cât vrem noi să fie și viața noastră va fi cum vrem noi să fie. Dacă vrem să ne batem în joc de ea, avem ocazia să o facem în fiecare zi. Avem ocazia să ne bajocorim, să bajocorim pe Dumnezeu cum vrem noi. Sau avem ocazia să ne pocăim în care ce. Noi spunem ce va fi viața noastră, pentru că Iisus Hristos a murit. Și am mușarat viața lui mai mult decât a făcut Domnul Domnul la acelui ce copii. Și mă rog din toate noastre conștientizăm acest lucru. Haideți să ne ridicăm. Închidem ochii și vă rog ca să vă priviți în adâncul inimii. Nu uitați că omul acesta tânăr a venit la Iisus Hristos cu gânduri bune. A venit să se pocăiască, să capete viață veșnică și a ajuns la sfârșitul vieții în iad. Cu o memorie foarte bună. Dureroasă. A cerut un strop de apă în văpaia aceea. N-a fost un om nereligios, pentru că i-a spus lui Avram părinte. A fost un om obișnuit cu biserica. A fost un om obișnuit cu cele sfinte. Te-ai pregătit să pleci de pe pământul acesta. O, Doamne, eu nu pot, dar Tu poți în această seară. Pregăti pe frații mei și pe surorile mele și pe prietenii noștri. Să plece înaintea Ta, să-și plece genunchiul, că mai târziu să poată să stea în picioare înaintea judecății Tale. Mă rog, mântuiește-o seara. Amin. E singurul care pot schimba viața noastră. Ne-am legat de lucruri trecătoare. Ne-am legat de lucruri muritoare. Ne-am legat de lucruri care nu aduc niciun fel de bucurie. Viața noastră trece, parcă o săgeată. Un apă care se arată puțin tel și apoi pierd. Ce mai mulți mai avem mai puțin de trăit decât am trăit până acum. Și în urma noastră oare ce va rămâne? Ce poze făcute de tine? Tu ai făcut una și în seara aceasta. Oare ce vei scrie în dreptul fiecare dintre noi? A venit la sfârșitul lunii martie și a ascultat cuvântul și s-a mântuit. Mi-aduc aminte că în 14 martie 2002, m-am dus la apa botezului. Dacă mă veți întreba, vreau să vă spun că de la cele două evenimente importante ale vieții mele n-am nicio poză. În 27 aprilie 2001 m-am căsătorit și n-am nicio poză de la căsătoria mea. Tot filmul s-a distrus. Nici de la botezul meu un an mai târziu, n-am nicio poză. A fost doar mama de față și unchiul meu. Și m-a botezat un păstor bătrân în plângul. Soția mea era în apa botezului și era gravidă cu primul copil. Dar ceea ce știu este că în seara aceea mi-a făcut o poză Dumnezeu. El este cel mai bun expert în a face poze oamenilor. Te prinde din poziție adevărată. Seara asta cunoaște dincolo de betonul gândurilor tale. E carapacea închisă a capului, știe ce gândești și inima ta știe. Haide în această seară să spunem Dumnezeu că îl iubim din toată inima.
Dacă este cineva care aseară, în mod special mă rog pentru acea persoană, care seară n-a ridicat mâna și vrea în această seară să se pocăiască, se întoarcă la Dumnezeu, să-i se ierte păcatele, să primească nu un număr, ci un nume. Mă rog ca în numele Domnului Iisus Hristos să ai o putere. Se spune că îl dau lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a venit să facă poze Biserica Agape din Vier. Și vrea să scrie în dreptul pozei tale, mântuit, mântuit într-o vineri seara în Agape. Mântuit. O inimă deschisă. Dacă există cineva, noi toți stăm cu ochii închiși. Ridică mâna să privească Dumnezeu să-ți facă poză în seara asta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă nu este cineva, ridicați mâna sus. Să prindă aparatul Dumnezeu. Bine, bine. Domnul să o orienteze și pe dumneavoastră. Și pe tine. Dacă mai este cineva. 3, 4, 5 oameni. 5 poze frumoase. Dacă mai este cineva. Și pe dumneavoastră. 6 poze. 7 poze. 8 poze. Aleluia. Slăviți pe Domnul. 9 poze. Să le vadă Dumnezeu să facă o poză. Să facă o poză. Să o pună în albumul mântuirii tale. Că de aici începe albumul mântuirii tale. Din seara toată. Iartă-le, Doamne, păcatele. Sfințește-le viața. Curățește-le mintea, trupul, sufletul și Duhul. Umple-i cu Duhul Tău cel Sfânt. Umple-i cu bucuria mântuirii tale. Șterge-le tot trecutul și aruncă-l în marea uitării. Și pregătește-le un viitor luminos cu Tine, Doamne. Un drum bun și binecuvântat înainte cu Tine. Ține la brațul Tău. Ține lângă inima Ta. Binecuvintează-le familiile, trăirea, umblarea. Binecuvintează-i spiritual și material. Te rog în numele Lui Iisus Hristos această hotărâre din această seară. Dă-le, Doamne, să fie o hotărâre pentru veșnicie, oameni. Și poza făcută în seara aceasta să fie un argument în favoarea mântuirii lor. Te rog, răsplătește-i cu viața de lui. În numele Lui Iisus Hristos. Dacă este cineva dintre dumneavoastră care e bolnav în seara asta, Domnul și-a luat halat de medic și-a coborât între noi. Dacă ești aici sau poate că ai venit pentru cineva, poate știi pe cineva bolnav, poate știi că în casa ta, în familia ta, este cineva care suferă. Dumnezeu se va duce numai la acela care în această seară va spune, vino, Doamne, în casa mea, în trupul meu, vindecă mintea mea, vindecă trupul meu, vindecă relațiile mele din familie. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, pentru tine sau pentru alții, ridică mâna sus ca Domnul Marele Medic să vadă asta. Privește mâinile acestea. Privește mâinile acestea, Doamne. Privește mâinile acestea. Stăm cu ochii închiși. Pentru că acum am să rog soții și soțiile care au probleme acasă. Care nu mai au dragoste și iubire mult, una unul pentru ceilalți. Cei care aveți soția lângă dumneavoastră, vă rog să o prindeți de mână. Sau soțul dumneavoastră, celălalt, să ridicați și celălalt de mână sus, ca Domnul să intre în casa dumneavoastră. Amin. Ca Domnul să intre în casa dumneavoastră în seara aceasta. O, Doamne, pune din nou dragoste și iubire. Pune răbdare în soț și soție. Pune de lungă răbdare în relațiile cu copiii și cu părinții, în numele Lui Iisus Hristos. Atinge-te de oamenii aceștia care își doresc familii binecuvântate de tine. Mustră Duhul de blestem în familia lor. Satan, scurucin să pleci în numele Lui Iisus Hristos. Să pleci din casele noastre, să pleci din bisericile noastre, să pleci din viața noastră. Diavole, tu n-ai putere. Iisus Hristos e Domnul! Iisus Hristos e Domnul! Aleluia! Dacă este cineva dintre dumneavoastră care are probleme în pocăință și stă tot cu ochii închiși și viața nu e bună, viața de credință nu mai este bună. Nu mai are nici închinare adevărată, nu mai are nici bucurie, nu mai are nici trăire. Face lucruri care nu ar fi făcut în urmă cu 5 ani. A început să cadă pe pantă și parcă viața e tot mai distrusă și tot mai mărită. Și în această seară vrea, știind că există pericolul betonării, pericolul ca să te faci din ce în ce mai rău. Dacă în această seară ai hotărât să schimbi viața, pentru totdeauna și să te apuci cu Dumnezeu serios pe drum, ridică o mână spre cer să facă poză. Gândește-te bine.
Vedeți bine că o făgăduință sfântă asta. Ridică-mă la sus și hotărăște. Nici nu mă uit, eu nu mă uit, eu nu mă uit. Dar se uită el acum și face cu blițul o poză, aur negru. Și acum este. Ridică mâna spre cer și zic, da, Doamne, mă pocăiesc iarăși. Mă pocăiesc de toate, de toată viața mea amărâtă să mă rog la predică. Fii slăvit, Doamne! Fii slăvit, Doamne! Fii slăvit, Doamne! Fii slăvit, Doamne! Fii slăvit! Fii slăvit! Fii slăvit! Fii binecuvântat, fii preamărit! Aleluia! Aleluia! Vină cu puterea ta și cu pacea ta și cu dragostea ta între noi. Vine cu iubirea ta între noi, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos. În numele Domnului Iisus Hristos arată-ți dragostea și puterea. Aleluia. Avem din toată inima să strigăm la Dumnezeu cu toți. Avem de ce striga. Cereți-i mântuire, cereți-i putere, cereți-i biruință asupra voastră, asupra casei voastre. Aleluia. 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 Aleluia.